Doamnelor, domnilor, partea a doua emisiunii cu cărțile pe față, împreună cu domnul colonel în rezervă, dr. Filip Tănase Ion. Aș vrea să vă întreb astăzi, ca și cetățean al acestui oraș și ca beneficiar al serviciilor medicale, cum vă simțiți? Respectat, mulțumit sau altfel? Mă simt foarte tensionat. Din ce cauză? Eu am fost și pacient al acestui spital și cauza este următoarea. Exceptând niște nume. Am spus că mă abțin de la a pronunța nume pentru că nu vreau să pară că este o chestiune personală a mea cu I sau Y. Dar am fost pacientul unui fost coleg de-a meu de foarte bună calitate. Este vorba de doctorul Botoi, mi-a fost coleg și la doctorat. Dar, ca să vă răspund la dumneavoastră, cel care accesează serviciile spitalului unui spital, spitalului acesta pe care îl avem în speță. Odată când ești bolnav, nu mai ești medic. Ești ca toată lumea. Deci omul bolnav este la fel. Și academicianul, și mareșalul, și soldatul sunt la fel bolnavi. M-am gândit întotdeauna, și veți înțelege din răspunsul meu, m-am gândit întotdeauna când este colegul meu de gardă ca să mă duc atunci și nu în altă dată. Ce vreau să spun prin asta? Nivelul de practică și de deci praxisul prosesis în spitalul județean este mult sub cel pe care l-am evocat la început. O spun fără niciun fel de ocoliș. Mult. Paradoxal. Logistica este mai mult decât corespunzătoare. S-a investit. Resursa umană, după titluri, după diplome și după înscrisuri, este peste ce era în vremea mea, acum 34 de ani. Cu toate acestea, output-ul propriu-zis profesional este mai redus. Adică actul medical nu este la așteptările beneficiarilor. Beneficiarul, numai ca să fiu și mai explicit, nu este în postura de a se prezenta la serviciu de gardă și să fie indiferent cine este de gardă din specialitatea X. Trebuie să se gândească că dacă este cu tare, mai bine să nu meargă atunci și să-și aștepte cel în care are încredere. Deci, cu alte cuvinte, scopul instituțional de a realiza o continuitate și o uniformitate a prestației medicale, uniformitate la un nivel, mă refer, nu este atins în spitalul județean, tocmai datorită faptului că există diferențe între prestațiile colegilor. Acum, nu în paranteză, dar oricum, hai să zicem o paranteză, să nu se supere colegii mai tineri. Mediile cu care am intrat noi acum 40 de ani la medicină erau mult mai mari decât cele cu care se intră astăzi. Educația noastră a fost privilegiu și al meu la Cluj și altora de la Cluj să avem contact cu colaboratori direcți ai corifeilor, a profesorului Hațegano, a profesorului Fodor, a profesorului Goia, care realmente ne-au dresat din punctul de vedere și nu este un cuvânt care să maculeze profesia noastră, ne-au dresat într-o abilitate de a practica medicina și într-o manieră umană, într-o manieră în care pacientul să se sesizeze și latura umană, nu numai latura profesională. Adică vreți să spuneți că asta lipsește în prezent din spitalele noastre? În mare parte, în mare parte. Cu toate că avem foarte mulți medici tineri profesioniști. Nimic de spus. Ce lipsește? Și eu le-am spus în perioada în care am făcut audit. Simțul clinic este atenuat. Să fiu mai explicit față de telespectatorii dumneavoastră ai noștri. Da, vreau să vă întreb și în ce perioadă ați făcut audit și unde? La Spitalul Județean de Urgență, Dr. Constantin Opriș din Baia Mare. Da, da, da. Deci 2016-2019. Simțul clinic este acela care te face să poți aborda pacientul înainte de a accesa aparatura și consulturile interclinice, adică colegi din alte specialități. Să vă dau un exemplu. În anul 3, la semiologie, am avut asistent de grupă un fost colaborator a profesorului Goia, unul din moștrii sacri ai Clujului. Trebuia să auzim suflul din stenoza mitrală la un pacient. Nu e ușor lucru. Și cred că cardiologii vor fi de acord cu mine. Sau nu a fost ușor lucru pentru student în anul 3. Vreau să vă spun că acel medic, acel asistent universitar, Dumnezeu să-l odihnească acum,
nu ne-a slăbit până când nu i-am cântat ce se aude, acest ruf tata, mă rog, n-am să-l uit niciodată. Și am stat la patul acelui pacient, cred că un timp care ni s-a părut enorm. Dar nu ne-a lăsat până când, cu un simplu stetoscop, nu eram în stare să punem acel diagnostic. Sigur, nu cu acuratețea de astăzi, dar totuși. Și acest ruf tata eu l-aud și astăzi după 40 de ani. Și cred că o să-l aud cât mai trăiesc. Deci, prin urmare, simțul acesta clinic s-a atenuat. De ce? Ca și la vasele comunicante. Aparatura fiind foarte accesibilă și foarte performantă, mintea medicului care este la noi a fost setată, ca să utilizez un termen la modă, pentru a lucra și fără aparate. Sigur, mitul acela al profesorului Hațeganu cu diagnosticul de la ușă n-a fost o poveste. Deci puteai să ajungi la abilitate, sigur, maestrii noștri, nu noi, la abilitatea de a sesiza după culoarea pacientului, după miros, după mers, după toate celelalte, să pui diagnosticul înainte să le întrebi ceva. Dar, repet, asta este marea performanță. Da. Fără supărare, astăzi, colegilor tineri, li s-a atenuat, știți, ca și un organ care nu-i folosit suficient, li s-a atenuat simțul acesta clinic, care te face să nu fii în postura, pentru mine, uneori penibilă, să citești rezultatele analizelor odată cu pacientul. Că pacientul, când vine la tine, el deja l-a citit, nu? S-a uitat pe net și a văzut care sunt valori normale, iar tu, medic, sau ție medic, ce mai rămâne? Sunt afișate acolo pe rezultate. Sunt afișate la urmă, așa? Și atunci, tu, ca medic, în ce postură ești? Să lecturezi odată cu pacientul acele rezultate. Pe când noi am fost instruiți să ne facem un concept mental despre boală înainte de a avea vreo informație. Abia după aceea să solicit informații medicale din zona tehnică care să-ți confirme ție gândul tău. Ori dacă tu nu pleci cu gândul și aștepți gânduri doar a aparatului, mie, nu că mi se pare, sunt convins și le-am spus-o colegilor, sigur că n-au gustat lucrul acesta, că nu este bine. Ori dacă mai apare pe lângă asta așa ariditatea umană, și e iarăși un eufemism, sigur că pacientul nu poate fi confortabil. Există o reținere nejustificată privind a se spune adevărul despre problemele de spitalele românești în general și despre Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare în particular. Domnule doctor, care este situația reală, de fapt, din Spitalul Județean, având în vedere că ați făcut audit aici? Ce probleme există la nivel de infrastructură, aparate? Avem, s-au făcut dotări, aici completez, spații de habitat, resurse umane, iarăși ați făcut referire, poate mai aveți și completări, și mai ales calitatea serviciilor, de care iarăși tocmai ne-ați vorbit. Dar să vedem și alte aspecte. Odată îmi permit, cu tot respectul față de dumneavoastră, să vă corectez. Sunt refuzuri sau necolaborări justificate, nu sunt nejustificate și am să explic de ce. În al doilea rând, să ne gândim la ceva ce ține de teoria sistemelor. Există un autor, Berta Lanfi, autor serios în teoria sistemelor, spune așa. Suma părților unui sistem trebuie să fie mai mică decât sistemul, decât întregul. Deci, cu alte cuvinte, dacă avem trei medici, fiecare cu performanța lui, suma performanțelor lor trebuie să fie mai mică decât performanța grupului. Nu știu dacă am reușit să fiu explicit. În Spitalul Județean, Maramureș, Baia Mare, situația este exact invers. Și literatura aceasta nu poate fi combătută. Autorul pe care l-am evocat este un vârf. Deci, cu alte cuvinte, dacă ansamblul Spitalului Județean nu scoate suma performanțelor individuale a unor medici, înseamnă că acel sistem nu mai este sistem. Și răspunsul și mai explicit, acest spital județean este destructurat. Și poate părea o terminologie prea abruptă, dar din punctul de vedere funcțional este într-o mare suferință, ca să nu spun este într-o degringoladă. Total nedreaptă și este unul dintre motivele pentru care încerc să fac ceva pentru pacienții și potențialii pacienți acestui județ, să revenim într-o formă sau alta la ceea ce a spus Berta Lanfi în teoria sistemelor. Suma, adică output-ul sau performanța instituției medicale să fie mai amplă decât suma părților. Ceea ce
pare a fi o misiune imposibilă în acest moment. Deci dacă pacientul se gândește cine de gardă la chirurgie, respectiv să nu cumva să fie altcineva, sistemul acela practic este într-un mare impas. Ca urmare, ce ați îmbunătăți dumneavoastră la nivel de spital județean? De spitalul județean trebuie, așa, evident, la modul absolut radiografia figurativ. Acestei instituții ați făcut-o, dar nu e suficient. Să presupunem că ați putea schimba am ceva. Am remarcat că aveți o fică, da? Face din Lego, da? Face o construcție și dumneavoastră constatați că acea construcție este șubredă. Sau, mă rog, nu este conform cu schițe. Înțeleg că au schițe. Ce faceți? Îi cereți fetiței să mai pună încă o cârpeală undeva sau îl desface și îl face la loc după schemă? Eu cred că varianta cea mai bună este deci, să varianta desfaci. Varianta să-l desfacem. Să desfacem tot ce este o înseilare politică, nepolitică, conjuncturală de altă natură, să desfacem, să scoatem piesele care nu mai sunt conforme. Potrivite? Nu sunt conforme, sunt potrivite probabil la cabinetele lor private, dar acolo nu. Și atunci, demontând totul și reformând sau repoziționând, nu cu aceleași piese, că e un nonsens, că nu le pot spune altfel, da? Cu piese schimbate, păstrate și piesele care reușesc să fie conforme în pozițiile lor, consider că spitalul acesta, nu știu dacă va mai ajunge la gloria pe care am evocat-o în depute misiunii noastre, dar acest spital cel puțin va ieși din marasmul acestei interpretări ca fiind o instituție de-a dreptul periculoasă. Deci nu mai este un secret pentru nimeni și nu neapărat pentru mâncare, ci pentru serviciile medicale propriu-zise, oameni de toate categoriile se îngrozesc numai la gândul că ar avea de a fi internat sau de a risca să fie îngrijiți în spitalul județean. Îmi pare tare rău să spun lucrul acesta, pentru că eu rămân un produs până la urmă acestui spital. Deși oamenii au o reținere, ne-a vorbit despre medici și personalul sanitar, adică cu nume și să-și asume, tot mai mulți maramureșeni încep să ne scrie despre corupția, lipsa de igienă, mizeria și condițiile umilitoare din spitale în general. Dar avem și aspecte concrete pe care încă nu le-am făcut publice. Eu aș vrea să revin puțin la meniul pe care l-am dezbătut în toată această perioadă, servit la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare, și aș vrea să privim și câteva poze actuale cu meniul care se servește în prezent, pentru că, să vă explicăm, acest meniu urmează să se schimbe odată ce vor fi alocate sumele necesare de la Consiliul Județean. Deocamdată, în zilele trecute, am aflat că această mămăligă servită încă are gust, cealaltă de care v-am scris nu avea gust. Acesta este un preparat cu lapte. Dar am remarcat astăzi, da, erau și tăiței mai mulți în supă și această supă avea gust. Ne oprim aici puțin și aș vrea să vă întreb ce meniu este acesta, dacă știți. Îmi pot permite să vă întreb cine pâinea, a făcut dumicația aia, cine putem cei ști? Care au servit, am aflat de la pacient și înclinăm să credem că așa este. Pacientul care ne-a trimis fotografia nu a mințit. În primul deci, rând, dacă este în regulă să servești așa un meniu, să-l aduci la pacient? Deci dacă mă chiar uit dacă bine, este la nu, sunt, nu seamănă cu crutoanele, era să fac nu reclamă unui... Nu, și am crezut unei, inițial. Da? Deci nu seamănă cu crutoanele. Dacă cineva din personalul care servește masa, infirmier sau, mă rog, personal auxiliar, și-a permis să facă acele bucățele, acei dumicați de acolo, este odios. Deci n-am alt cuvânt. Este odios. Să fim este onești. Permis să se întâmple asta? Deci în moment ce am spus că este odios, dar cum? Adică rupi așa cu... M-a spus chiar în dificultate, eu așa ceva chiar n-am văzut, dar vreau să rămân onest până la capăt. Există situații, că ați pomenit despre gust.
Există situații în care în secția, să zic, de cardiologie... Pacienții sunt la regim. Regim de sodat, da? Și atunci mămăliga aceea, care nu arăta foarte rău acolo, nu are gustul de acasă. Această mămăligă pe care v-am arătat-o, să știți că avea bun gust, adică putea fi servită, da. Și, nu, dar și de cei cu regim. Vreau să rămân onești din punctul ăsta de vedere, să înțeleagă oamenii că există uneori niște restricții dictate de patologia acelei secții, care schimbă caracterul caracteristicii organoleptice ale preparatului. Deci nu e ca acasă. Așa este, suntem de acord. Ceea ce mi-ați arătat acolo... Că nu mergem la restaurant, am mai menționat acest aspect. Da. Dar ceea ce mi-ați arătat acolo, chiar nu știu ce cuvânt să utilizez, mă rușinez eu. De ce se întâmplă asta? Că acest lucru se întâmplă sau că conclavul acesta al Consiliului Județean a votat, înțeleg, 5 lei în plus. Nu ăla 5 lei se va regăsi. Credeți că nu acei 5 lei erau problemă? Nu. Nu. Facem o paranteză. În perioada în care, mă rog, mă ocupam direct de o anumită popotă, era ceea ce se cheamă un tabel de cadal, adică o succesiune a meniurilor din 10 în 10 zile. Vă asigur că nici în structurile noastre atunci nu era o abundență, să mă rog, o ofertă nelimitată de produse alimentare sau de mâncăruri. Dar în așa fel verificam și uneori eram nevoit să impun meniurile în acele 10 zile, încât cu puține resurse, acum noastre ca femei știți mai bine ca mine, puteau fi obținute niște preparate de foarte bună calitate și foarte nutritive, fără să fie cheltuiți prea mulți bani. Dar disciplină. Și dacă în succesiunea aceea decadală eu știam că în ziua respectivă este a șaptea variantă de meniu, dacă mă duceam în popotă, o găseam pe aceea, nu cu firimituri sau cu ceva că mai pune cineva acolo. Deci, să fie convinși și consilierii, și tare m-aș bucura că dacă domnul președinte ar, nu neapărat ar vizita, ar viziona emisiunea noastră, dar ar înțelege că, de fapt, a trimite corpul de control cu niște nespecialiști, care evident nici nu știu ce se întrebe, nici ce să se uite. Din punctul dumneavoastră ca auditor, cum ar trebui să fie acest corp de control? Dacă îmi dați voie. Deci dacă este vorba de a trimite un corp de control care este încadrat într-o instituție, știm, și e valabil și Ministerul de Interne și oriunde, sunt diversi. Dacă acolo nu există o competență medie care să permită accesarea unor puncte sensibile, sau cu alte cuvinte, dacă dumneavoastră sunteți directorul medical al spitalului și eu sunt, să zicem, profesor de sport, da? Și sunt în corpul de control a unei anumite entități publice. Păi dacă eu nu mă apropii sau de departe, sunt prea departe de competența dumneavoastră, eu nici nu știu ce să vă întreb. Și vă întreb, doamna Șpab, dumneavoastră sunteți director medical, cum este aia? Dumneavoastră puteți să mă transformați într-un ridicol. Adică, domnule, din moment ce mă controlești, nici nu știi ce să mă întrebi. Ce fel de control este ăla? Eu nu spun că este rău că s-a suplimentat norma de hrană, dar este o rezolvare fără supărare, cu totul și cu totul superficial. Și nouă ni s-a spus că lipseau banii necesari ca să se asigure un meniu adecvat, să spunem. Managerul spitalului, doamnă, n-are decât vagi idei despre finanțarea spitalului. Vă vine să credeți lucrul acesta? Vagi idei. M-am convins personal. Vom discuta, probabil, într-o altă emisiune despre cum se finanțează unitățile sanitare. Deci, managerul spitalului, încă o dată spun, și dacă ne urmărește, să fie foarte atent. Managerul spitalului are vagi informații, vagi cunoștințe despre finanțarea spitalului. Am fost martor la un raport de gardă și nu este un secret pentru nimeni, pentru că apar pe Facebook și semnăturile președinților Americii, deci nu ne formalizăm, în care mi-a fost dat să aud mie, ordonator de credite, timp de 16 ani, Ministerul de Interne, niște aberații, adică în traducere liberă, noi nu avem suficienți bani, cerem la Consiliul Județean și rugăm pe domnul președinte să ne mai dea bani. Este monstruos.
ca un ordonator de credite să n-aibă habar de unde și pe ce fire revin banii. Deci președintele Consiliului Județean are așa o pușculiță acolo din care mai dă din când bine, în când. Bine, am aflat că din 2016 nu s-au cerut, și a spus asta chiar și domnul președinte Ionel Bogdan, nu s-au solicitat fonduri suplimentare dacă acest lucru a fost problema la Spital pentru Meniu. Dacă nu s-au cerut nu bani știi în plus. Ce ai în curtea ta, ce să ceri? Dacă tu nu știi ce nevoie ai. Sigur, nenumărați specialiști au spus că suma care se alocă la nivel de spitale în țară este mică. Dar vin alții și spun, cu bani puțin se poate face și un meniu bun. Dumneavoastră, gospodină, puteți cu bani mai puțini să faceți mai bine decât o altă gospodină cu bani mai mulți. Este corect ceea ce spun? Puteți să faceți lucrul acesta. Dar da, foarte spun, mulți vorbesc și de acel meniu al zilei, că este foarte bun la o sumă foarte mică. Îndrăznesc să spun următorul lucru. Acei 5 lei care s-au votat în Consiliul Județean nu se vor regăsi integral în farfuria aceea. De ce spuneți? Pentru e o sumă optimistă. Este dreptul dumneavoastră. Pentru că a introduce o sumă de bani în plus, fără să vezi de ce n-au ajuns banii dinainte, nu cumva este o problemă de aritmetică? Pentru că acolo unde se prepară mâncarea, sau de unde se prepară mâncarea, sau să o iau mai de la Dinamonte, vin banii, da? O finanțare suplimentară, da? Banii aceia intră într-un buget. Din bugetul ăla se fac niște achiziții. Din achiziții ajunge marfa în bucătărie, în blocul alimentar, da? Din blocul alimentar ajunge în farfurie. Sunteți de acord că pentru unele activități este un drum cam lung și pe drumul acela, fără să fac proces de intenție cuiva, acei 5 lei nu sunt apărați de nimeni. Nu știu dacă da. Am încercat să ne exprim. Dar mai această puțin problemă competent de aritmetică, domnule doctor, cine trebuie să o rezolve? Să vadă unde... Păi dacă domnul director Opriș m-a întrebat pe mine ultima 7-a mea roată la car în Spitalul Județean, cine? Că nu o să o rezolve portarul. Deci trebuie să o rezolve cel care, și vom ajunge, are responsabilitatea securității și a bunei îngrijiri a pacientului. Deci, cu alte cuvinte, eu am trăit ca și tânăr să văd că șeful de secție era interesat, șeful de secție de la ginecologie, doctorul Tămaș, Dumnezeu să-l odihnească, era interesat de evoluția unei plăci, să zic, după o cezariană și de tipul florilor pe care le primise lăuza de unde le primise. Și dumnealui era atât de responsabil încât îi spunea, dragă, florile acestea să nu mai fie aici, pentru că aceste flori nu știu ce se întâmplă și o să-ți cauzeze. Deci, șeful, ce a spus Mântuitorul Apostolul? Cine vrea să fie stăpânul vostru, trebuie să fie sluga voastră. Deci până când managerul spitalului nu va fi sluga, sigur, e o terminologie biblică, de-aia îmi permit să o reproduc ca atare, nu va fi sluga în așa fel încât să vadă și dumicația aia și să vadă tot, până atunci alt responsabil n-are sens să găsim și nici să căutăm. Suntem la final de discuție, lecțiunea de astăzi, dar vom avea și alte ocazii să dezbatem. Mă întrebase un telespectator, care este diferența dintre o ciocolată, un buchet de flori sau o cafea pe care o dai unui cadru medical după o operație, să spunem, și un plic cu bani? Că nu înțelegea. Toate acestea cum sunt considerate? Tot mită, tot șpagă, cum se vorbește? O să încep cu o glumă serioasă. Spunea un înțelept că înțelege înseamnă egala. Eu n-am primit, deci nu știu ce senzație ai. N-am primit. Mie nu și-a permis nimeni nici măcar să bage în buzunar. Atunci, spuneți-mi, legal, cum să le încadrăm? Dau exemplu, în Canada, o ciocolată este acceptată în spitale. Stimată doamnă, problema nu este tranșată legislativ. În ce sens? Nu este limpede și nimeni n-a avut curajul dintre guvernanții N cât s-au perindat pe la televizor și prin birouri, n-a avut curajul să stabilească. Medicul este funcționar public, că atunci se aplică ce știm că se aplică. Sau este un liber profesionist și atunci poate să primească orice. Dacă nu este tranșată din punctul de vedere legislativ, juridic, dacă cumva procurorul
constată că medicul este funcționar public, că este, sau, mă rog, personal contractual angajat la stat, îi se aplică treaba aceea delicată, da? Dacă este liber profesionist, atunci el poate să fie recunoscut de pacient și recompensat în baza respectului pe care îl are pentru prestație, sublinez, după prestație, evident că nu înainte. Da. Sunt foarte multe lucruri pe care nu am reușit să le dezbatem astăzi, doar 50 de minute a durat emisiunea noastră. Vă lansez invitația de a mai fi prezent la discuție la această emisiune, să vedem și alte aspecte prioritare ale sistemului de sănătate și ce soluții există și dacă pot fi rezolvate. De asemenea, am lansat și înscris și repet acest lucru și domnului manager Vasile Pop de a fi prezent la această emisiune, să dezbatem decent și cu argumente toate problemele care au fost ridicate în spațiul public în ultimele zile. Sperăm să primim cât mai repede un răspuns. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă mai așteptăm, așa cum am spus. Cu tot dragul. Doamnelor, domnilor, mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună să aveți. La revedere!